Majoritatea populației se arată mulțumită de activitatea noului cabinet de miniștri condus de premierul Ion Chicu. Acest lucru la fel este demonstrat în sondajul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. În mai puțin de 100 de zile de activitate, cabinetul de miniștri deja a reușit să câștige încrederea populației. Astfel, datele sondajului arată că 54% dintre concetățenii noștri sunt convinși că noul cabinet va putea schimba spre bine situația din țară. Credeți că guvernul condus de Ion Chicu este în stare să schimbe lucrurile spre bine în țară? Și atât uitați-vă. Mai puțin de o pătrime. Circa 23% au spus cu certitudine da, acest guvern tehnocrat va schimba lucrurile în bine. Mai curând da, 31%. Deci avem majoritatea populației, circa 54% din populație, consideră că trebuie de dat șansă acestui guvern și așteaptă rezultate palpabile a activității acestui guvern. Sondajul anul 2019, în opinia populației din Moldova, a fost realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova din proprie inițiativă și din sursele proprii în perioada 2-13 ianuarie 2020. Sondajul a implicat 1189 de respondenți. Marja de eroare este de plus minus 3%.